Am putea oare să dăm o definiție a postului? Ce este postul? Părerile sunt împărțite, găsim și în Biblie diferite feluri de post. Postul este o abstinență de la mâncare. Nu neapărat de la apă, pentru că omul nu poate trăi fără lichide, fără apă. Omul are nevoie de lichide, dar postul înseamnă scurt, să lipsească mâncarea, oricare ar fi ea. Sigur că definiția aceasta este extremistă puțin și sigur că dacă tu n-ai postit niciodată și n-ai înțeles abstinența asta și organismul nu este obișnuit, reacția este teribilă când vrei să postești, dependența de cofeină, de zahăr și de alte lucruri este atât de mare încât organismul face reacția. Diavolul pe deasupra vine cu artileria lui spirituală și tot felul de lucruri se întâmplă în viața celor care vrea să postească și omul este descurajat. Am folosit o ilustrație odată ca să arăt lucrul ăsta. În lanul de porumb se pune sperietor de ciori ca să nu ciocănească și să nu mănânce porumbul de peștiuleț. Sperietorile de ciori sunt niște manechine false. Ele n-au putere, n-au gură să vorbească, n-au ochi să vadă, deși au aceste lucruri acolo, dar nu le pot folosi. Cioara care se sperie rămâne flămândă. Diavolul va ridica fel de fel de sperietori pentru cei care vor să postească. Și dacă ei se vor speria, nu vor culege porumbul, adică nu vor avea roadă. Postul este, deci, o abstinență totală de la mâncare. Postul înseamnă să nu mănânci. Să nu mănânci pâine, să nu mănânci carne, să nu mănânci lapte, să nu mănânci fructe, să nu mănânci nimic. Acesta este postul în sinea lui. Asta înseamnă. Când pui deoparte și dai organismului o pauză de a nu mânca, organismul primește energie. Este dovedit științific. 3 zile de post în rând îți reformatează întreg sistemul imunitar. Sigur că lucrul acesta este real, este dovedit, universități din America au cercetat lucrul acesta, dar eu pot să vorbesc din perspectiva mea. Am 5 ani de când postez 3 zile la începutul fiecărei luni, în rând, și am experimentat ani de binecuvântări, fără gripă, fără răceală, fără dureri, fără probleme de tot felul, artrită, dureri de încheieturi, dureri de cap, dureri de sinusită și așa mai departe. De ce? Pentru că sistemul imunitar este reformatat complet în 3 zile. De asemenea, specialiștii spun că fiecare zi de post îți lungește viața cu 50 de zile. Sigur că pare prea frumos, de aceea e și atât de greu. Pentru că lucrurile frumoase, ia gândește-te, mărturisește-L pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor și primești veșnicia. E atât de măreață, e atât de veșnică, e fără capăt, zile fără număr, într-o simplă mărturisire. Pare prea simplu, dar prea puternic, așa e și cu postul. O singură zi de post îți lungește viața. Știu, în Biblie avem un exemplu, Ana era la templu, postea, se ruga, ea a fost căsătorită, apoi a rămas singură, soțul ei a murit, dar se îndeletnicea cu lucrurile astea, l-a văzut pe Mântuitorul și a trăit multe zile. Dacă calculăm, Biblia ne spune detalii cu privire la viața ei, era peste 100 de ani când ea l-a văzut pe Mântuitorul. Oamenii longevivi sunt oamenii care au timp de post. Deci ce este postul? Este o abstinență la mâncare, nu la lichide.